Bună dimineața, dragii mei! Astăzi, la ora de matematică și explorarea mediului, vom face o călătorie împreună cu mascota noastră, Terra Smiley, pe tărâmul figurilor geometrice. Împreună cu mascota noastră, am selectat din casă mai multe obiecte. Da, dragii mei, aceasta este o tablă de șah care are forma unui pătrat. Mai mult de atât, tabla de șah este formată din mai multe pătrate mai mici. Aici am un ceas de perete, care are rama sub forma unui pătrat. În tabelul meu am decupat și eu un pătrat pe care l-am lipit aici. Tot în casă, ca orice român, am și un steag. Steagul României, drapelul țării noastre, are forma unui dreptunghi. Sigur că da. Care, pe culori, este format din alte dreptunghiuri. Foarte multe cărți au coperta sub forma unui dreptunghi. Rama unei fotografii poate avea forma unui dreptunghi. Și aici am decupat și am lipit și eu un dreptunghi. Tot în casă am găsit acest batic. Ce formă are? Da, acest batic are forma unui triunghi. Un alt obiect folosit la școală este echerul. De data aceasta am un echer mai mare. Ce formă are echerul? Sigur că da, echerul are forma unui triunghi. Iată, am decupat și eu aici un triunghi. Fiecare are în casă farfurii. Majoritatea farfuriilor au forma unui cerc. Sigur că da. Monedele au formă de cerc. Nasturii au formă de cerc. Și din jucăriile din casă am această piesă de darts care are forma unui cerc. Și aici am decupat și eu un cerc. Dragii mei, acum mi-am pregătit câteva jetoane cu imagini pe care aș vrea să le așezăm în acest tabel la locul potrivit. Spuneam mai devreme de tabla de șah, care ce formă are? Sigur că da, are formă de pătrat. O voi așeza aici, în direcția pătratului. Spuneam mai devreme de drapelul țării noastre, care are forma unui dreptunghi. Îl voi așeza aici, în direcția dreptunghiului. Iată ce am aici. Da, este un semn de circulație, care are forma unui triunghi. Spuneam de piesa de la darts, care are forma unui cerc. Îl așez la locul potrivit, în direcția cercurilor. Iată, acest numeraș în interior are forma unui triunghi, exact. Îl voi așeza la locul potrivit. Dar această carte de joc? Sigur că da. Această carte de joc are forma unui dreptunghi. Ceasul de perete are chenarul sub forma unui pătrat. Foarte bine. Monedele
Sigur că da, o formă de cerc le voi așeza aici. Echerul are formă de triunghi, îl așez și pe el la locul potrivit. Am aici imaginea unei fețe de masă sau a unui șervețel. Are forma unui pătrat, sigur că da. Coperta unei cărți. Formă de dreptunghi, sigur. Și l-am așezat la locul potrivit, jetonul și nasturi. Nasturi cu formă de cerc. Și iată, am mulțimea obiectelor care au formă de pătrat, mulțimea obiectelor care au formă de dreptunghi, mulțimea obiectelor cu formă de triunghi și mulțimea obiectelor cu formă de cerc. În continuare, Terasmalii ne invită să facem un exercițiu folosind figurile geometrice studiate, învățate. Am atașat aici imaginea unei locomotive formate din figuri geometrice. În acest tabel trebuie să numărăm câte pătrate sunt în imagine, câte dreptunghiuri, câte triunghiuri și câte cercuri. Haideți să numărăm câte cercuri, câte pătrate sunt în imagine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pătrate am numărat. După cum v-am obișnuit, dragii mei, pentru a nu număra de două ori aceeași figură geometrică, facem câte un mic punct pentru a nu greși. Câte pătrate am numărat? 13. Scriem în direcția pătratului. Haideți să numărăm acum dreptunghiurile. Două dreptunghiuri mari și încă două dreptunghiuri mici. În total sunt 4 dreptunghiuri. Scriem. 4. Câte triunghiuri sunt în imagine? 1, 2, 3, 4, 5 triunghiuri. Scriem numărul de triunghiuri corespunzător. Și câte cercuri? 1, 2, 3. Exact. Sunt 3 cercuri. Exercițiul nostru nu s-a terminat. Vom scrie numărul corespunzător de figuri geometrice și apoi vom face calculele. Câte pătrate am numărat? 13. Vom scrie pe pătratul roșu 13. Câte triunghiuri am numărat? 5. Scriem pe triunghi numărul 5. Aici trebuie să facem operația de adunare. 13 plus 5 este egal cu cât? 13 plus 5 este egal cu 18. Sigur că da, scriem aici rezultatul. În continuare, ce număr de pătrate avem? 13. Scriem numărul corespunzător. 13. Care este numărul cercurilor? 3. Scriu numărul 3. Terasmalii ne invită să facem aici operația de scădere. 13 minus 3 este egal cu cât? 13 minus 3 este egal cu 10. Sigur că da. Scriem rezultatul. Câte triunghiuri sunt? 5. Câte dreptunghiuri? 4. Câte cercuri? 3. Aici trebuie să facem o adunare cu 3 termeni. 5 plus 4 plus 3. Cum calculăm? Cum gândim? 5 plus 4 egal cu 9, sigur. Plus 3 egal cu 12. Rezultatul final este 12. Iată! Dragii mei, în continuare, vă invit să facem împreună un joc cu ajutorul figurilor geometrice învățate. Am aici două cercuri. Aici vom așeza
figurile geometrice de culoare verde. Aici vom așeza figurile geometrice care sunt doar triunghiuri, iar unde cele două cercuri se intersectează, nu trebuie să așezăm decât triunghiurile de culoare verde, care au însușit comune celor două mulțimi. Iată, un triunghi galben, unde îl voi așeza la mulțimea triunghiurilor. Iată, un triunghi albastru, unde îl voi așeza aici, la mulțimea triunghiurilor. Iată un cerc galben. Nu este nici verde, nu este nici triunghi, triunghi verde nici atât. El nu poate fi așezat nicăieri. Dar acest dreptunghi albastru nu este verde, nu este triunghi, nu este triunghi verde. Nu-l putem așeza nicăieri. Triunghiul roșu la mulțimea triunghiurilor. Dar acest cerc verde, sigur că da, îl vom așeza la mulțimea figurilor geometrice verzi. Acest dreptunghi, sigur, la mulțimea aceasta. Iată și un triunghi verde, unde îl voi așeza la mijloc, la mulțimea triunghiurilor verzi. Am și un triunghi mai mic verde, sigur că da, tot aici. Dar acest cerc verde mai mic, la mulțimea figurilor geometrice verzi. Unde voi așeza pătratul verde? Tot la mulțimea figurilor geometrice verzi. Acest triunghi albastru? La mulțimea triunghiurilor. Foarte bine. Dar pătratul roșu? Nu-și găsește locul, pentru că nu are nici culoarea verde, nu este nici triunghi, triunghi verde nici atât. Prin urmare, nu-și va găsi locul. Mai am un triunghi galben pe care îl voi așeza la locul potrivit și ultimul triunghi verde, care își găsește locul la mijloc. Iată, dragii mei, am așezat figurile geometrice în funcție de însușirile sau caracteristicile pe care ele le dețin, le au. Doar trei figuri geometrice au rămas neașezate pentru că nu îndeplinesc niciuna din cele trei din condițiile date.